Elena Udrea și Alina Bica au fost arestate preventiv pentru 2 luni. Decizia a fost luată de Tribunalul Penal din San Jose. Oficialitățile din Costa Rica au anunțat că Guvernul României are la dispoziție 2 luni pentru procedurile de extradare a fostului ministru al turismului Elena Udrea și a fostei șefe a DIICOT Alina Bica. Elena Udrea, quien, como les comenté, cuenta con orden de captura internacional por el delito de soborno y abuso de poder. Detuvimos a la señora Alina Bica, también requerida por las autoridades rumanas. Cuenta con notificación roja en las bases de datos de Interpol, emitida por Interpol Bucarest. A la señora Alina Bica se le estaba vinculando con algunos delitos, entre ellos corrupción. Reprezentanții Interpol Costa Rica spun că procedura de extradare poate continua, deși Elena Udrea are un copil născut recent în această țară. Las personas que se encuentran detenidas en este momento también tienen derecho a esgrimir ciertos recursos para tratar de que ese proceso pues no se lleve a cabo. Bueno, ellas pasan a ser pasan a estar detenidas en un centro penal específicamente del Ministerio de Justicia porque su condición en este momento es de extraditables. En ese sentido, tienen que permanecer en un centro penal, independientemente de su condición migratoria. Que dicho sea de paso, ellas ingresaron en febrero del presente año de manera legal a nuestro país. Tenemos entendido que realizaron una solicitud de refugio, solicitud que tendremos que esperar su resolución, ¿verdad? Para ver si efectivamente se va a poder realizar el proceso de extradición como tal. El hecho de que tengan algún arraigo aquí, familiar, que tenga un hijo, no es obstáculo para que el proceso de extradición se lleve a cabo, al menos hasta el momento. Dacă justiția costaricană decide extradarea celor două, România mai are la dispoziție încă 2 luni pentru a realiza procedurile. Toate costurile ar urma să fie suportate de țara noastră. Avocatul Elenei Udrea a declarat că atât fostul ministru al turismului, cât și fosta șefă a DIICOT au depus deja recurs la decizia de arestare. Au calea de atac a recursului față de decizia judecătorilor din Costa Rica luată ieri. Recurs care a fost și declarat deja, din câte cunosc eu, urmează ca în zilele următoare să fie judecat. Procedura e una complexă. În perioada următoare, statul român trebuie să trimită întreaga documentație care stă la baza cererii de extradare. Conform uzanțelor și procedurilor, documentația trebuie tradusă în limba oficial a statului căreia îi se cere extradarea. El a adăugat și că în această perioadă de 2 luni există și varianta ca mandatul de arestare să fie revocat și înlocuit cu arest la domiciliu sau cu o măsură similară controlului judiciar.